Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a retras de pe piață în ultimul an un număr de 11 produse care pot afecta sănătatea și securitatea consumatorilor. Lista cu aceste produse nealimentare dăunătoare a fost înaintată Uniunii Europene printr-un sistem de alertă rapidă paneuropeană. Aparate electrice împotriva țânțarilor, articole textile pentru copii și gume de șters care emită produse alimentare au fost retrase de la comercializare în ultima perioadă de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj. În urma unor reclamații, comisarii au descoperit mai multe produse nealimentare aflate pe piață care puneau în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor. În urma sesizării cu privire la apariția unor produse periculoase, mă refer aici la gumele de șterg care sunt adresate copiilor vârste peste 3 ani pentru a fi colecționate, am început un control în lanțul de magazine în mediu, unde a descoperit astfel de produse considerate periculoase. Am încercat și am făcut toate documentele necesare pentru a fi introduse în sistemul RAPEX. Sistemul acesta e destinat produselor non-alimentare și oarecum certifică produse la nivelul Uniunii Europene, urmând a fi retrase de pe piață toate aceste produse. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a înaintat o listă către Uniunea Europeană ce conține 7 noi produse nealimentare periculoase identificate în comerțul din Cluj. Notificarea a fost efectuată prin intermediul Sistemului Rapid de Informații Comunitar, un sistem de alertă rapidă paneuropeană în care sunt semnalate la nivel european produsele nealimentare periculoase pentru consum.